Doamne, dacă greșesc, corectează-mă. Dacă sunt pierdut, ghidează-mă. Dacă îmi vine să renunț, dă-mi putere. Aceste cuvinte se înalță în tăcerea nopții ca o rugăciune sinceră a inimii mele. În această călătorie numită viață, ne confruntăm adesea cu alegeri dificile, obstacole imense și momente în care pare că totul se prăbușește în jurul nostru. Cerul întunecat deasupra mea pare adânc și nesfârșit, asemenea îndoielilor și temerilor care mă înconjoară. În aceste clipe de incertitudine, simt că sunt doar un suflet rătăcit într-o lume vastă și necunoscută. Cu toate acestea, în adâncul meu, rămâne o flacără de speranță și credință că nu sunt singur, că există o forță divină care veghează asupra mea. În căutarea mea de sens și scop, pot călca pe căi greșite. Așa că mă rog ca, atunci când fac aceste erori, Tu să mă călăuzești către calea cea bună. Îmi cer iertare pentru neputința mea și îți mulțumesc pentru harul Tău infinit, care mă poate aduce înapoi pe drumul corect. În aceste momente de întuneric, când pare că sunt în derivă, Te rog să fii lumina mea călăuzitoare. Să mă conduci prin tunelurile nevăzute ale vieții și să-mi arăți calea către lumină. Cu încrederea mea în Tine, simt că pot depăși orice obstacol și pot învinge orice provocare. În cele mai grele încercări, când inima mea este copleșită de disperare și amărăciune, Te rog să-mi dai puterea de a merge mai departe. Să-mi umpli sufletul cu curaj și determinare, astfel încât să nu renunț niciodată la luptă. Doamne, închei această rugăciune cu inima deschisă și umilă. Cu credință, speranță și iubire, mă încred în Tine să mă călăuzești, să mă corectezi și să-mi dai puterea de a face față oricărei încercări. Amin.